Bună ziua, părinte! Bună ziua, bine ați venit! De ce suntem la dumneavoastră? Care-s planurile? Păi, sunteți pentru că v-am invitat. Exact. În principiu, suntem la mănăstirea Vilaier din Spania, în Pirinei, aproape de granița cu Franța. Și ne-am gândit că ar fi un cadru potrivit să organizăm împreună cu asociația voastră și aici la noi o tabără de post-terapeuți. Cadrul ar fi potrivit, mănăstirea are spațiu suficient pentru a putea organiza și am zis că, interesându-mă și pe mine personală cu acesta, am socotit că ar fi o oportunitate și pentru noi și pentru voi. Spuneți-mi puțin despre istoricul mănăstirii. Mănăstirea este recent înființată, de fapt, ca și orice loc de slujire din străinătate. Ea datează din 2013, când a fost preluată această clădire pe care avem în spate și care inițial a fost un seminar catolic, seminar practic tabără de vară, și nemai fiind folosită, a fost preluată de către biscopia noastră și transformată în mănăstire și închinată Sfântului Cuvioasă Paraschiv. Și de atunci funcționează cu caracter de mănăstire, însă în același timp și cu caracter misionar, pentru că cum pe dată de vară și câteodată și câteodată de iarnă se organizează tabere pentru copii, pentru familie, pentru comunități și pentru cei care vin să își petreacă câteva zile la muntă, la liniște și într-un loc un pic care nu prea aduce cu ceea ce cunoaștem noi că este stat. Exact, de altfel suntem cam la 900 de metri. Suntem aproape de 1000 de metri. 900. Avem pârâu, nu? Avem izvoare? Da, avem un pârâu, avem un loc undeva în apropiere unde izvorăsc câteva izvoare de apă minerală cu salinitate diferită, cu temperatură diferită, cu efecte absolut diferite, care poate fi vizitate la aproximativ 20 și ceva de kilometri. Sunt mai multe lacuri, practic zona de aici am investit de mult cu Elveția. Și sunt trasee montane care trec pe aici, chiar prin fața mănăstirii și duc în sus pe spre Pirinei. Aveți credincioși români care lucrează în asta? Da, sunt credincioși care locuiesc și prin zona, însă majoritatea celor care vin din parohile din, să zicem, apropiere, însă la noi apropiere înseamnă 100, 150, 200 de kilometri. Păi și atunci cum să facem? Să spunem privitorilor noștri să se înscrie la noi, să se înscrie la dumneavoastră? Păi am zice că voi să fiți cei care să organizați, iar noi să fim cei care să punem la dispoziție locul și cadrul, pentru că, de fapt, noi doar vă primim. Cel care pune la dispoziție totul este Domnul. Sigur. Fie l-a așezat toate ne-am aici. Ne-am gândit să facem între 15 septembrie și 25 septembrie, și am zis, o tabără de tot de 10 zile, 7 zile de post și 3 zile de recuperare alimentară. Și trebuie să ne spuneți cam pe unde sunt și cam cum pot să ajungă cei care și-ar dori. De altfel, ce facem este să venim în întâmpinarea credincioșilor din Franța, probabil și Spania, nu? Spuneți că suntem aproape de Franța. Da, suntem la o oră de Franța. Și am avut credincioși care au venit 3000 de kilometri până în Suceava. Și mă gândesc că aici, chiar dacă ar fi, eu știu, 300-400 de kilometri, ar fi mult mai aproape decât să vină până în România. Să zicem, facem un fel de filială, dacă ați dori asociație, o facem aici în Spania pentru început. Vom vedea dacă poate continuă această, deplasarea noastră. Așadar, între 15 și 25 septembrie. Acum spuneți-le cum să ajungă. Sunt mai multe posibilități de a ajunge. Pentru noi e aproximativ același lucru, pentru că toate cele trei posibilități sunt undeva la două ore și jumătate distanță. Cel mai cunoscut este aeroportul de la Barcelona. O
altă posibilitate ar fi la Saragossa, iar o a treia posibilitate ar fi la Toulouse, pentru că și acolo ajungem relativ ușor. Iar dacă va fi nevoie, de fapt nu, noi ne putem angaja să preluăm pe cei care vin din România, să-i plăm de la aeroport și să-i aducem aici la noi. Iar cei care vor să vină cu mașina, este și mai ușor. Uh-huh. Există posibilitatea de a ajunge și cu autobuz, este un pic mai complicat. Așadar, înscrierile vom face tot pe site-ul Asociației Postului Terapeutic. Începând din ziua în care să publicăm acest material, vom face acolo o căsuță specială, mă înscriu pentru tabăra din Spania. Tabăra va avea cam aceleași obiective și obiceiuri ca și la Vatra Dornii, vom face masaj, vom face excursii, părintele zice că avem ce vedea destule pe aici, o să închiriem un microbuz, mersul pe jos, bineînțeles că va fi la ordinea zilei și avem, practic e ca o stațiune de munte, da, exact, dau seama. Și vom păstra obiceiurile de la mănăstire, vom face slujbe dimineața și după amiaza, vom face liturghie. Și sperăm ca toți cei care vor veni să simtă beneficiile postului terapeutic, îmbinat cu rugăciunea, numai că de data asta mai aproape de casă, mai ales pentru românii plecați în străinătate, dar înțeleg că avem și un translator, dacă va fi cazul să vină, străini. Da, oricum, prețul va fi, încă nu l-am stabilit, dar prețul va fi mult mai ieftin decât cum am găsit eu în Germania luna trecută. Probabil undeva în jur de 500 de euro, 450-500 de euro pentru 10 zile, ceea ce ne situează printre cei mai ieftini și sperăm că și cei mai buni pe piață. Și da, Doamne ajută să facem o activitate bună. Noi ne găsiți la telefonul asociației, pe părintele îl găsiți, că găsește lumea undeva, telefon, este... pentru detalii. Da, o să vă dau și numărul de telefon, o să afișăm telefonul. Și dacă e cineva care vrea să se scrie direct, sau din cei care locuiesc în Spania, care vor să vină, da, și atunci mă pot... Vom purta o corespondență și vom îndruma să se înscrie tot la noi pe site. Bun, cam astea sunt, să dea Dumnezeu să facem treabă bună și să ne vedem pe 15 septembrie.